Efectuarea de operațiuni financiare incompatibile cu funcția pe care o îndeplinește, folosirea influenței pentru obținerea de bani, bunuri sau altă foloase necuvenite în formă continuată, evaziune fiscală, spălare de bani și sustragere de la urmărirea penală. Sunt infracțiunile pentru care Boris Parpala a fost încătușat. Procurorii DNA fac dezvăluiri halucinante despre directorul Direcției pentru Agricultură Constanța. În perioada 12 martie 2012-20 iunie 2014, Inculpatul Parpală Boris a determinat reprezentanția 24 de primării de pe raza județului să încheie cu o firmă pe care o administra contracte de prestări ale unor servicii inutile și nesolicitate de acestea, elaborarea strategiei de dezvoltare locală a comunei, consultanță în elaborarea documentației de finanțare a unor proiecte, etc. A emis facturi în numele societății respective și a încasat diverse sume de bani pentru serviciile prestate. Este doar o parte din rechizitoriul formulat de procurorii anticorupție împotriva lui Boris Parpală. Acesta este acuzat de fapte grave de corupție, acoperite sub alibiul funcțiilor de conducere pe care le deține la Consiliul Județean Constanța și în cadrul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Constanța. Boris Parpală a fost reținut în arestul IPJ Constanța și va fi prezentat la Palatul de Justiție. Magistrații vor decide dacă va fi arestat preventiv pentru 30 de zile sau va fi cercetat în libertate.